salutare, bine v-am regăsit, prieteni. Suntem pe malul apei. Astăzi e o vreme frumoasă, după cum puteți vedea. Am ieșit să ne mai relaxăm un pic. Am ieșit să testăm câteva momeli. Plus binecunoscutele produse CMB, pe care personal m-am îndrăgostit de ele de prima dată. Astăzi voi folosi nada verde și nada maro. Am făcut o combinație de 50-50. Pe lacul Tâncăbești predomină crapul, carasul, plătica, roșioara, babușca. Avem specii diferite în apă. Dar peștele meu țintă de astăzi este crapul. Vom vedea ce vom reuși să aducem pe mal. Deocamdată sităm nada. Am aruncat lansetele de vreo 5 minute. David a scos și primul pește. Un crap frumos de vreo 2 kg și jumătate așa. Am prins și o plătică. El a fost mai băftos ca mine. Cu lanseta din dreapta pescuiesc în 50 de metri, aproximativ 50 de metri. La aceasta a venit și primul pește, plătica. Iar la lanseta din stânga sunt 2 minute de când am aruncat-o. Cred că pescuiesc undeva în 110 metri. Am aruncat să testez cele două distanțe. În funcție de prezentări, în funcție de trăsături, venim sau ne ducem mai în față cu ea. Le-am băgat pe amândouă pentru că apa este încă rece. Dacă peștii vor fi activi, voi renunța la una din cele două lansete, pentru că este destul de dificil pe o baltă cu densitate mare să pescuiești cu două lansete. Am pățit-o nu pentru prima dată, de nenumărate ori. Și drept urmare voi rămâne decât cu una dintre cele două. Îmi doresc să rămân cu Metrix-ul, pentru că este o lansetă mult mai light, ca să zic așa, mult mai ușoară, amortizează mult mai bine. Sportex-ul este o lansetă mai rigidă, pentru că este o lansetă de distanță și este normal. Pe Sportex folosesc ca și montură un cârlig mărimea 10. Am pus un cârlig mai mare pentru că lanseta fiind destul de rigidă, momentul când peștii îi vom aduce din larg, vor avea nevoie să fie înțepați mai bine și cu un cârlig mai rezistent, pentru că automat, trăgând de ei 100 și ceva de metri, trebuie să rămână înțepați bine. Cum spuneam, la acest Sportex folosesc un cârlig de 10 de la Corda cu bandă elastică. Am pus noile wafters-uri care le vom scoate în curând pe piață. Sunt niște wafters-uri care mi-au dat rezultate foarte bune, le-am testat de mai multe ori. Le folosesc în special pe spin, dar și pe bandă elastică. Un avantaj pe care îl au acestea este faptul că sunt foarte gumate. Întrebarea este de ce le-am conceput așa. În primul rând, am avut eu ca și pescar. De foarte multe ori, când mergeam la pescuit și foloseam diferite momente, aveam neplăcerea
să întâmpin că după o perioadă mai îndelungată, o lună, două de zile, să mă trezesc că nu mai reușesc să înfig spinul în momeală. De ce? Pentru că în momentul când deschizi capacul la el, da? Și îl mai ții nu știu cât pe masă, mai ții cutia cu momeală și în soare, automat ele își mai pierd din calitate, dipul începe să se evapore și rămâne practic la suprafață, între ghilimele, cam din ceea ce este făcut acel wafter sau momeală, în fine. Ideea este că, fiind atât de uscate, ți-e greu, ți-e foarte greu, de cele mai multe ori atunci când folosești spinul să le înțepi. De aceea eu am conceput aceste momeli, sunt foarte rezistente, sunt ușor cauciucate, după cum ați văzut, și moi în același timp. Adică, chiar dacă acestea sunt făcute de aproximativ 2-3 săptămâni și le-am folosit. Da, deci nu sunt foarte proaspete. Dar uitați-vă la ele cum se fac. Da? Deci au o elasticitate foarte, foarte mare datorită ingredientelor pe care le-am introdus în ele. Și se echilibrează foarte bine pe spin. Da, cârlige între mărimea 8 și 16 chiar. Am reușit să echilibrez cârlig de 16 de Guru, marca Guru, cu spin, cu bandă elastică nu o să stea niciodată, o să fie pop-up, dar este normal. Totuși mărimea 16 e un cârlig micro. Am echilibrat cârlige de 16, de 14, de 12, de 10 și chiar de 8, da? Cârligele de 16, de 14, 12 și 10 puteți merge foarte bine pe varianta bandă elastică pentru a obține o prezentare critic echilibrat. Iar pentru a obține o prezentare tip wafter, da, cu cârligul pe lat, pe substrat, este suficient să folosiți spinul. Deci banda elastică când doriți să aveți un cârlig critic, spinul în momentul când doriți să aveți un wafter. Zic că este un avantaj foarte, foarte bun pentru noi pescari de feeder. Vor fi mai multe variante, atât ca aromă, cât și ca culoare, pentru că vom face și varianta de bicolor, o variantă care este destul de căutată de noi. Ce să zic? Să ne apucăm de treabă, să pescuim și noi. Să mai scot și eu lansetele, că văd că nu vor să spună nimic. Am vrut să vă vorbesc câteva cuvinte despre ce pescuiesc astăzi, cu ce pescuiesc astăzi. Și rămâne să le vedem pe raft. Și mie primul ciortan după vreo două ore. A tras destul de bine. Acum să vedem și cât de mare e. Ea nu prea pare așa mare. Vine cam repede încoa. Chiar nu se zbate deloc.
acum un pic. Am putut să un pic să... A, nu e foarte mare, e un ciortanel. A, ciortanel. Wow, caras. Wow, ce caras. Este un caras frumos, incredibil ce caras frumos. Caras. Aproape de kilogram. Ce are mai mult de un kilogram. După cum mă ridic. O, ce caras frumos. Caras. Tot la after-ul. Minune. După primul pește a început și vântul, tocmai ce ne lipsea astăzi. Bate destul de tare din partea stângă spre față. Lansările sunt destul de anevoioase, dar sperăm să ne descurcăm. Un caras frumos, un caras superb, la un kilogram și ceva cred că are. N-am mai prins de mult așa caras frumos. Sperăm să mai intre câteva bucăți. Poate va fi o partidă de caras. Acum am declipsat, m-am dus undeva în vreo 65-70 de metri. A venit carasul acesta mai îmbrăcat. Și am mai avut o trăsătură tot frumoasă, adică de pește mare. Însă l-am scăpat. O să vedem ce ne rezervă vadul acesta al lansetei din dreapta. Poate reușim să scoatem ceva pești frumoși la pozat. Lanseta din stânga e moartă. Am scos-o, am aruncat-o mai departe. Probabil și substratul fiind unul mălos. Am pe ea un metod de 60 de grame și ca să pot să lansez la peste 100 de metri și probabil se afundă și în măl. Asta e dezavantajul pescuitului la distanță. Ce putem face decât să mergem pe cel mai ușor metod care ne permite să atingem distanța de care avem nevoie. Însă pentru mine pentru mine 60 de grame este un metod minim, ca să zic așa, pentru că lanseta este destul de puternică și dacă metodul este destul de ușor, nu se mai încarcă bine și nu mai putem lansa. Un nou drill. Se pare că i-am găsit. Undeva în partea dreaptă, în vreo 70 de metri. Cred că este un ciortan ăsta. Sau cine știe, poate vreun caras din acela la mai mare. Mi-a rupt băiatul. Vai de mine. Cum a plecat nebunul ăsta. Incredibil. Nu mi s-a mai întâmplat de mult așa ceva. Să plece chiar atât de nervos. Dar asta e. Mi-a venit.
ce să fac, 0.18 pe fir. Hai să mai schimbăm un pic și pe asta din dreapta, că nici o trăsătură, absolut nimic. O să pun o solubilă galbenă, tot rețetă proprie. Asta este un sinking. Băgăm pe bandă. Sinking înseamnă, pentru cei care nu știu, momeală de substrat, adică nu are niciun fel de flotabilitate. Încercăm și sinking, nu este nicio problemă. Am mai avut o trăsătură mai devreme și din nou am scăpat. Nu știu ce se întâmplă, probabil din cauza cârligului. Am pus un cârlig mai mic. Dacă continui să scap, o să schimb cârligul. Deși trăsăturile nu sunt chiar așa de violente. Să mă ridic și eu în picioare să lansez, că asta am 100 și cu ea. Văzduh! Da, bineînțeles că nici n-am atins clipsul. Trăsături anemice. Nu știu ce... Mi-a tras, a lăsat-o... Cred că e trăsătură de caras. Așa am senzația. La solubile. Punem acolo să vedem ce reușim să strângem până la final. Așa arată metodul cu nada. Am pus o cantitate relativ mare de nadă verde, pentru că mă ajută mult acum în perioada aceasta pentru selecția peștilor. Am vrut să atrag mai mult crapul și carasul. Să vedem. Miroase extraordinar. Vântul ăsta nu ne slăbește deloc. În continuu bate din stânga față. Mai sunt momente ca acum când se oprește pentru 2-3 minute, după aia începe iar. Ce să facem? Vreme de primăvară. Așa este primăvara. Vă zic câte ceva și despre nadă. Astăzi am optat pentru nada verde și nada maro, combinație de 50-50. Cele mai bune rezultate le-am avut pe tipul ăsta de amestec. Făina de pește, cu toții știm că este un atractant extraordinar pentru crab și nu numai. Iar nada verde, pentru că are la bază foarte multă cânepă, ne ajută de asemenea în atracția
peștilor de talie mai mare. Ne-am mutat un pic mai spre dreapta, că efectiv nu am mai vrut să tragă absolut deloc. Ne-am mutat un pic câteva standuri mai în dreapta, să vedem dacă se întâmplă ceva, vreo diferență. Rămâne de văzut ce urmează. A intrat un crab mai îmbrăcat. Sper așa se simte. Mă dusesem la lanseta lui David, că a intrat o plătică și m-am întors. Era covrig lanseta mea. La un pas să zboare după suport. Peștii au avut o pauză destul de mare între ora 12 și 3. Am reușit să mai scoatem decât 3 ciortani. Ce nervos. Ia tu lanseta ta de aici, că prinsesem o plătică și a mea să mi-o ia după suport. La vreo 5-6 kg, cred că are.
lasă deloc. Și mă bucur că nu ne lasă. Astăzi o partidă cu activitate intensă,
Ca un sumar, ce să vă spun, am început partida destul de anevoios așa, pentru că vântul ne-a făcut feste cam toată ziua, iar dimineața a început destul de tare. Am început cu câteva standuri mai jos să căutăm pește, am găsit câțiva, am reușit să scoatem decât vreo 2 ciortani acolo. Apoi ne-am mutat pentru că s-a tăiase absolut de tot, pe toate direcțiile, n-am reușit să mai dăm de ei. Ne-am mutat puțin mai în față și se pare că a fost un rezultat, a fost o decizie bună, pentru că rezultatul este unul satisfăcător pentru perioada aceasta. Am nimerit o zi călduroasă. Haideți să vedem ce am prins, să nu mai lungim. Hai, David, să mă ajut.